Mai sunt doar câteva zile până la începerea noului an școlar, așa că magazinele sunt pline cu părinți și copii în căutarea celor mai bune rechizite și nu numai. Aceștia cumpără de la penare, ghiozdane, pixuri, stilouri până la uniforme și haine. Părinții ne-au mărturisit că prețurile au crescut față de anul trecut. Am cumpărat creioane colorate, carioci, creioane grafice. Cum vi se par prețurile în comparație cu cele de anul trecut? Cred că sunt totuși cam mari. Cam mari pentru puterea de cumpărare. Mari, mai mari, mai mari. Este penar, pix, creion, absolut toate rechizitele. Cum vi se par prețurile în comparație cu cele de anul trecut? Nu mi se par schimbate, sincer. Bine, acum depinde fiecare ce alege, sigur, însă mi se par ok. Pot fi și mai ieftine, depinde ce alege, evident. Cam cât este bugetul pentru un copil când începe școala, rechizite și haine? Poate variante, 300, 500, depinde de necesități, însă, da, poate varia. Până în 500, cred. Cam cât costă în acest an să pregătești un copil pentru școală? Nu știu, cred că de ordinul câtorva sute, numai penarul, cred că e 50 de lei, ghiozdanul la fel peste 100 și așteptăm lista de la școală, că data trecută am luat, dar nu le-am nimerit, ca să zic așa, și pilotul știm sigur că îi trebuie și ce i-am mai luat ghiozdan și penar, dar mai așteptăm și lista. Prețurile față de anul trecut cum sunt? Probabil că mai mult, că în fiecare an cresc. Reprezentanții hipermarketurilor au și oferte pentru rechizite și accesorii. Pot să vă spun că prețul ghiozdanelor pornește de la 28 de lei pentru un ghiozdan mare simplu, în timp ce un penar pleacă de la 4 lei. Instrumentele de scris, de exemplu, au prețuri de pornire de la 39 de bani, iar caietele cu file dictando sau de matematică pornesc de la 49 de bani. Totodată, reprezentanții hipermarketurilor spun că au pe rafturi articole ecologice pentru noul an școlar. Am la dispoziția clienților noștri articole ecologice din plastic reciclat, carton certificat, hârtie și ambalaje cu un conținut redus de plastic pentru un consum responsabil. Anul școlar 2023-2024 va avea o durată de 36 de săptămâni. Cursurile vor începe pe 11 septembrie 2023 și se vor încheia pe 21 iunie 2024. Cursurile sunt organizate în 5 module despărțite de 5 vacanțe.